Doamnelor și domnilor, bună dimineața, bun găsit la știri. Idee îndrăzneață lansată de Dacian Cioloș. Copreședintele USR Plus a afirmat că propunerea unui premier de către formațiunea pe care o conduce este cea mai bună modalitate de a se asigura că, dacă revine la guvernare, poate face reforme. El a menționat că dacă USR Plus nu are garanția că poate face reforme, se poate gândi și la opoziție decât să fie, citez, un partid umbră al PNL-ului. Imediat a venit și răspunsul lui Câțu. E o propunere neserioasă. Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce date suplimentare. Gabriela? Bun găsit! Am văzut că tensiunile din coaliția de guvernare sunt tot mai mari și pare că cele două partide, PNL și USR Plus, nu vor mai ajunge vreodată la o înțelegere, iar asta pentru că am văzut ieri Dacian Cioloș, lider al USR Plus, a lansat ideea că ar trebui ca USR Plus să vină acum cu o propunere de premier, iar asta pentru că, în opinia sa, ar fi singura modalitate ca reformele pe care le propun cei din USR Plus să poată fi duse la bun sfârșit. Pe de altă parte, am văzut și reacția premierului Florin Câțu. Acesta a declarat că este o propunere neserioasă, pentru că Partidul Național Liberal este cel mai mare partid și dacă cei din USR Plus au venit cu astfel de propunere, atunci nu ar mai putea continua. Totodată spunea Dacian Cioloș că dacă premierul nu va fi dat de USR Plus pentru a-și continua reformele, atunci cel mai probabil se gândește cei din USR Plus să intre în opoziție. Am văzut în ultima perioadă și mișcările făcute de premierul României Florin Câțu, acesta după ce și-au dat demisiile din funcțiile pe care le aveau în executiv miniștrii din USR Plus, a luat decizia de a demite și secretarii de stat care veneau din partea USR Plus. Și totodată am văzut că a demis din funcție și prefecții și subprefecții care veneau din partea partidului USR Plus. Totodată spunea premierul Florin Câțu că mai există încă loc de negociere dacă, desigur, cei din USR Plus vor renunța la ideea ca Florin Câțu să plece din funcție. Pe de altă parte, tot ieri premierul Florin Câțu, după ce a avut loc acel scandal în plenul reunit în care cei din USR Plus i-au susținut pe cei din formațiunea politică AUR, premierul Florin Câțu a declarat că ar trebui ca politicienii, parlamentarii din USR Plus să se dezică de liderilor. Lansez aici o idee care poate părea provocatoare. Cred că cea mai bună modalitate prin care să ne asigurăm că dacă intrăm din nou la guvernare putem face reforme este, de ce nu, să propunem celor de la PNL și UDMR, dacă mergem în continuare împreună, să facem o propunere de premier care să-și asume aceste reforme în numele guvernului. Este putere de împărțit, Parlamentul și Senatul și Camera Deputaților sunt structuri cu putere, așa încât poate să existe un echilibru de puteri. Dar dacă noi nu vom avea garanția că putem face reforme, decât să fim un partid umbră al PNL-ului care face cu noi ce vrea, atunci mai bine ne gândim și la opoziție. Evident, alegerile anticipate sunt o soluție, dar asta știți foarte bine că nu depinde de noi. Cioloș expune variantele prin care ar putea exista o rezolvare a actualei crize politice. Propunerea unui premier din partea USR Plus printre ele. Mergem la guvernare, dacă nu, mergem în opoziție. Dar trebuie să pornim și de la premisa că există, așa cum stau lucrurile acum în Parlament, sau posibilitatea unei coaliții precum cea pe care am avut-o până acum, sau posibilitatea unei colaborări între PNL și PSD și știm ce înseamnă asta pentru România, sau alegeri anticipate dacă există o majoritate în Parlament pentru asta. Și eu aș începe cu varianta în care încercăm să construim din nou o coaliție de guvernare, dar cum am spus, în care USR Plus, dacă reintrăm în acest joc, ar trebui să aibă
mai multe elemente de garanții că poate să facă reforme și, încă o dată, inclusiv să punem pe masă o propunere de premier sau o formulă de funcționare a coaliției în care, de ce nu să fie un premier la USR Plus. Reacția premierului Câțu nu a întârziat să apară. Acesta a catalogat ca fiind neserioasă propunerea lui Dacian Cioloș ca USR Plus să nominalizeze viitorul candidat la funcția de prim-ministru. O propunere neserioasă, sincer neserioasă. Partidul Național Liberal este cel mai mare partid de dreapta din România, va fi cel mai mare partid politic din România, nu pot să impui premier. Dacă în direcția asta merg negocierile, deja le consider neserioase și nu are niciun sens, a declarat Florin Câțu. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare președintelui american Joe Biden. Iohannis l-a asigurat pe Biden că România va fi mereu alături de poporul american în lupta împotriva terorismului și a extremismului violent. În această zi de comemorare suntem alături de poporul american și ne reafirmăm hotărârea de a combate terorismul și extremismul violent, indiferent de ideologie, și de a spori reziliența societăților noastre prin consolidarea celor valori comune care stau la baza acestora și care le întăresc: democrația, drepturile omului, libertatea de exprimare, statul de drept. Iohannis a ținut să transmită în mesajul lui că România va fi mereu solidară statului american prin apărarea democrației și a drepturilor fundamentale ale omului. După atentatele teroriste, suferința comună s-a transformat în solidaritate și un țel comun în Statele Unite și peste tot în lume, în țările aliate și partenere, inclusiv în România. Hotărârea generală de a face față provocărilor comune rămâne o lecție valoroasă, mereu relevantă, într-o perioadă în care cu toții ne confruntăm în continuare cu amenințări, atât din partea unor actori statali, cât și non-statali. La 18 noiembrie 2006 au început lucrările de construcție la One World Trade Center, pe locul fostului World Trade Center. Clădirea a fost deschisă oficial în noiembrie 2014. 102 minute, de atât au avut nevoie 19 teroriști ai grupării Al-Qaeda pentru a schimba soarta întregii lumii. În urmă cu 20 de ani, Statele Unite treceau prin cel mai sângeros atac din istoria omenirii. Incidentele au zguduit teritoriul american și au avut un impact uriaș la nivel global. Atacurile din 11 septembrie au schimbat și abordarea de combatere a terorismului la nivel mondial. Totul a început la ora locală 8:46, atunci când un avion de pasageri al companiei American Airlines a lovit unul dintre turnurile gemene din complexul World Trade Center al orașului New York. Toate persoanele aflate la bord au murit pe loc în urma impactului puternic. La puțin timp după, în jurul orei locale 9:03, un al doilea avion, de data aceasta al companiei United Airlines, a lovit cel de-al doilea turn, iar clădirile care aveau 110 etaje s-au prăbușit pe loc. La 9:37, al treilea avion a intrat direct în clădirea care găzduiește sediul Departamentului Apărării al SUA, Pentagonul, și a ucis toți pasagerii de la bord, dar și personalul civil și militar din clădire. Cea de-a patra aeronavă, aparținând companiei United Airlines, a căzut pe un câmp din Pennsylvania la ora 10:03 după ce pasagerii au încercat să riposteze. În urma incidentelor și-au pierdut viața peste 2977 de persoane. Printre acestea se aflau și trei români, angajații companiei Cantor Fitzgerald, care lucrau la etajul 103 al primului turn World Trade Center. Ancheta asupra atacurilor, denumită Pant Bomb, a fost cea mai mare investigație din istoria Biroului Federal de Investigații. Mai mult de jumătate dintre agenții FBI au lucrat la identificarea atacatorilor și a susținătorilor acestora. Liderii americani și-au anunțat participarea în cadrul evenimentelor care comemorează atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Obama, Biden, Bush vor omagia victimele de la World Trade Center, în timp ce Trump intenționează să meargă la un meci de box. Fostul președinte republican nu va lua parte la adunările familiilor celor 3.000 de victime, preferând să se deplaseze în Florida. Actualul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat că va vizita locurile în care a avut loc tragedia din 2001. Liderul de la Casa Albă va fi prezent în cadrul evenimentelor organizate la Ground Zero din Manhattan, acolo unde erau construite turnurile gemene la Pentagon, dar și la Shanksville din Pennsylvania.
Pasagerii aflați la bordul avionului prăbușit pe câmpul din Pennsylvania au reușit să împiedice teroriștii să își atingă ținta, și anume Washingtonul. Actul eroic al pasagerilor a salvat viața câtorva sute de oameni, printre care și actualul președinte Joe Biden. La acel moment, Al-Qaeda urmărea să atace Congresul, Casa Albă și alte locații din capitala americană. Toți foștii președinți care au condus Statele Unite ale Americii după 11 septembrie vor fi prezenți la comemorările programate azi. Excepție va face însă Donald Trump. Acesta se va deplasa în Florida pentru a comenta meciul de box dintre Holyfield și Belfort. Trump s-a arătat extrem de mândru de faptul că va comenta partida alături de fiul său și a declarat că așteaptă cu nerăbdare să împărtășească lumii opiniile sale despre sport. Dragoș Săvulescu nu ajunge prea curând în România. Instanța din Grecia a respins extrădarea omului de afaceri și l-a lăsat să plece înapoi în Italia. Săvulescu acuză acum autoritățile române că au încălcat legislația europeană în momentul în care omul de afaceri a fost arestat în Mykonos. Curtea de apel a Măriei Egee din Siros a respins cererea de extrădare a lui Dragoș Săvulescu în România. Săvulescu a primit permisiunea de a se întoarce în Italia, acolo unde este rezident, după cum a anunțat prin intermediul purtătorului său de cuvânt. Dragoș Săvulescu a ținut să precizeze că este a doua oară când un stat european respinge o cerere de extrădare pe numele său și a ținut să acuze autoritățile române de abuz după ce a fost arestat într-un restaurant din Grecia. Chiar dacă în ultimele săptămâni am trecut prin iad, arestarea mea din Mykonos a dovedit încă o dată că autoritățile române au ignorat abuziv legislația italiană și europeană prin menținerea unui mandat de arestare în situația în care, din punct de vedere legal, nu aveau autoritatea de a face acest lucru. Acesta este un revoltător abuz de drept internațional făcut de către autoritățile din România, care în mod clar trăiesc încă pe vremea lui Ceaușescu. Cea mai afectată persoană este soția mea, a mai transmis Săvulescu prin intermediul unui comunicat. Dragoș Săvulescu a fost arestat pe 9 august în timp ce se afla în vacanță pe insula grecească Mykonos. El este condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia, dar a fugit însă din țară înainte de decizia instanței. Focuri de armă în miez de noapte la Buzău, totul pentru a prinde un adolescent fugit chiar de sub escorta polițiștilor. Tânărul în vârstă de 15 ani era acuzat de mai multe infracțiuni și a fost condus la spital pentru consult medical de specialitate. Numai că minorul a găsit o portiță de scăpare și nu a ezitat să o ia la fugă. Tânărul de 15 ani din Buzău este acuzat că ar fi comis mai multe infracțiuni de furt, astfel că pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă. După eliberarea mandatului, polițiștii l-au dus pe băiat la un control medical de specialitate în cadrul Spitalului Județean Buzău. Aici a fost și locul unde tânărul a reușit să-i păcălească pe agenții care îl însoțeau. La ieșire din secția de pediatrie, minorul le-a cerut voie polițiștilor să fumeze, s-a îndepărtat de ei, după care a rupt-o la fugă printre mașini. Polițiștii l-au alergat inițial prin curtea spitalului, apoi urmărirea a continuat pe străzile din apropierea unității medicale. Într-un final, băiatul a fost prins după ce agenții de poliție au tras mai multe focuri de armă. Acum, pe lângă infracțiunile de furt, adolescentul este cercetat și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare. Momente de chin pentru un urs din Neamț. Animalul a rămas captiv într-un gard de sârmă cel puțin 8 ore, asta pentru că primăria localității în care se afla nu avea încheiat un contract cu nicio asociație care să poată interveni în astfel de situații. Întâmplarea s-a terminat însă cu bine, după ce într-un final animalul, care cântărea mai bine de 350 de kilograme, a fost tranquilizat și eliberat în pădure. Așa a stat ursul din imagini timp de mai bine de 8 ore după ce a rămas prins într-un gard de sârmă amplasat între crengile unui copac. Totul s-a întâmplat din cauza faptului că primăria comunei Ceahlău din județul Neamț, pe raza căreia a rămas captiv animalul, nu avea încheiat un contract cu o asociație de profil care să poată interveni în astfel de cazuri, așa cum este prevăzut în lege. Animalul a urlat de durere ore bune, timp în care autoritățile au dat din colț în colț pentru a semna de urgență o înțelegere care să-l salveze pe urs. Într-un final, după mai mult
animalul de 8 ore de chin, acesta a fost tranquilizat de membrii unei asociații. Animalul, în vârstă de 4 ani, care cântărea aproximativ 350 de kg, a primit îngrijiri medicale, iar apoi a fost eliberat. O situație similară a avut loc și în urmă cu 2 săptămâni. Atunci, un alt urs de 300 de kg a rămas prins tot într-un gard de sârmă, de data aceasta din localitatea Bicaschei, tot în județul Neamț. Alerta a fost dată de o fetiță care se întorcea de la magazin. Atunci a fost nevoie de intervenția mai multor echipaje de jandarmi, poliție și pompieri pentru a le libera pe animal. Salvamontiștii din Maramureș au intervenit noaptea trecută pentru a recupera trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 73 de ani. Apelul la 112 a fost făcut de o rudă acestuia, care a anunțat decesul înainte ca echipele de salvare să ajungă la fața locului. Bărbatul plecase în pădure într-o zonă greu accesibilă din apropiere de Târgu Lăpuș. Din nefericire, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a salva victima. Hoții și animalele fac ravagii în lanurile de porumb din Dâmbovița. Din acest motiv, agricultorii au ajuns la măsuri disperate. Pentru a se bucura de culturile la care muncesc tot anul, producătorii plătesc acum taxe de protecție celor care le fură roadele muncii. Hoții și animalele distrug recoltele de porumb din Dâmbovița. Anul acesta, agricultorii din Găiești spun că nu se pot bucura de roadele recoltei pentru că hoții stau la pândă, apoi fură toate roadele muncilor. În Petrești, hoții au o altă strategie. Aceștia intră cu animalele la păscut direct pe ogoarele cu recolta gata coaptă. Producătorii au luat acum măsuri. Speriați de cele întâmplate, agricultorii au ajuns să plătească taxă de protecție celor care se ocupă cu furatul. Dacă își doresc ca plantația să nu fie afectată, aceștia sunt nevoiți să plătească în jur de 60 de lei per pogon. Problemele similare au fost semnalate și pe câmpurile din Gura Foii și Crângurile. Aici, agricultorii au apelat chiar și la ajutorul autorităților. Producătorii au anunțat poliția cu privire la situația din lan, dar nu s-au mai obosit să facă plângeri. Fenomen rar în Camerun, a nins abundent în mai multe regiuni spre bucuria locuitorilor care nu sunt obișnuiți cu un astfel de fenomen. Așa s-au bucurat oamenii din Camerun după una din cele mai abundente ninsori din istoria țării. În orașele Bana și Baku au fost înregistrate precipitații sub formă de grindină și zăpadă, iar stratul de nea a măsurat până la 0,05 mm. Odată cu ninsoare au apărut și câteva probleme. Acoperișurile mai multor case au fost sparte, iar traficul a fost suspendat câteva minute. Autoritățile spun că schimbările climatice ar fi din cauza acestui fenomen, în timp ce unul dintre miniștri a catalogat întâmplarea drept un blestem care va distruge agricultura. Localnicii însă au fost extrem de fericiți. Îmbrăcați cu geci groase, oamenii s-au bătut cu bulgări și au încercat să facă oameni de zăpadă. Atât la această oră, urmează emisiunea Schimbă-ți viața, informează-te. Noi ne revedem la Top B1 de la ora 11. Pe curând!